Dragilor, avem bucuria să vă prezentăm primul episod de podcast din cadrul bisericii noastre. După mai multe energii consumate, să nu vă uitați, vă rog, din suflet la decor, este cumva o masă mobilă, am montat într-o locație unde am avut un eveniment în seara aceasta, o slujire împreună cu pastorul Viorel Iuga. Pentru începutul acestor episoade de podcast suntem tare bucuroși să avem un debut bun, Lângă un om cu foarte multă experiență este vorba de, că, de pastorul Viorel Iuga, fost președinte al Uniunii Baptiste din România, autor și scriitor, a peste 100 de cărți și broșuri cu diferite teme, invitat pretutindeni să predice Evanghelia, să susțină conferințe pentru tineri și familie și deseori în spațiul public unde apără cu credincioșie valorile. Creștine. Frate Viorel, ne bucurăm din suflet să fiți cu noi în seara aceasta. Mă gândesc că înainte să aveți posibilitatea să vă exprimați, că v-a și testat puțin Dumnezeu cu noi în București, așa cum a testat poporul puțin prin pustiu, cu multe dificultăți. Mulțumim din suflet pentru răbdare, pentru îngăduință, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bun venit la primul podcast din cadrul bisericii noastre. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitația de a fi cu voi la biserică. Am avut două seri frumoase, în sensul că eu am vorbit, voi ați ascultat și astea sunt frumoase pentru mine și mă bucur să fiu la acest început. Mă rog să vă dea Domnul resurse, înțelepciune, perseverență, tot ce trebuie ca și prin această modalitate să-L slujiți pe Dumnezeu și să-I slujiți pe frații. Dragilor, vreau să îmi exprim și eu la rândul meu bucuria și recunoștința față de Dumnezeu pentru că ne-a portat de grijă până în momentul de față. Mulțumim Domnului că fratele Viorel a acceptat această invitație de a își expune experiențele de viață prin care Domnul Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a crescut și l-a șlefuit. Vrem să luăm și să ținem aproape aceste cuvinte ale dânsului în așa fel încât Domnul Dumnezeu să ne ofere și nouă traiectorii corecte pe calea sa. Cred că va fi un timp binecuvântat și Doamne ajută! Amin. Doamne ajută. Frate Viorel, cum vă simțiți în București? Străin și călător. N-am fost niciodată fan București, dar m-am bucurat de frații și surorile din București. Deci eu fac diferență între București și bucureșteni. Dar trebuie să recunosc că am văzut progres în București de multe puncte de vedere de fiecare dată când am venit, dar pentru mine vizitele la București sunt scurte, punctuale. Frate Viorel, așa cum spunea și fratele Alin, ați fost timp de 2 ani de zile sau două mandate președintele cultului baptist. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră această perioadă? O perioadă frumoasă din viață, ca multe alte perioade. De ce spun că frumoasă? Pentru că am intrat în slujirea aceasta conștient, asumat, prin călăuzirea lui Dumnezeu și dacă înțelegi că Dumnezeu îți oferă privilegiu să slujești undeva, atunci slujești cu bucurie indiferent că sunt mai multe sau mai puține greutăți. Am înțeles. Care credeți dumneavoastră că a fost cele mai importante lucruri pe care le-ați propus sau pe care le a schimbat în cadrul bisericilor evanghelici în care a slujit? Nu știu dacă pot să vorbesc acum de schimbări foarte mari, de lucruri foarte mari, pentru că din punctul de vedere organizatoric al cultului nostru, accentul întotdeauna a fost pe Biserica Locală. Așa înțelegem noi doctrinal. Biserica este a lui Hristos, iar celelalte organizații își au menirea să ajute Biserica Locală în împlinirea mandatului ei. Deci, până la urmă, înțelegerea mea a fost că eu, ca președinte, reprezentam cultul în anumite ocazii, dar de fapt lumea baptistă era reprezentată de fiecare baptist prin trăirea, vorbirea și toate celelalte între vecini, în casă, la locul de muncă. Da? Și chiar spuneam, în funcție de cum trăiesc frații, surorile pe teren, probabil așa își făceau oamenii imagine și despre mine, știi? Dacă erau oameni faini, buni, serioși, cu o viață sfântă, probabil cineva se gândea, dacă afla că ăsta e președintele baptiștilor, băi, ăsta trebuie să fie serios, că uite vecinul meu care e baptist, e serios, pe păi, dacă ăsta e, dacă erau figuranții și nu vreau să folosesc alte nume, știi, cu tot felul de... Când auzeau de mine, zicea, băi, ăsta ce fățarni trebuie să fie, că am câțiva fățarni și de nume. deci... Na, dar e fain, adică suntem într-o societate organizată, Viața religioasă este organizată și cineva trebuie să fie și în poziția respectivă Și dacă poți să reprezinți cu onestitate interesele bisericilor Dar eu zic că în primul rând trebuie să îl reprezinți pe Dumnezeu Și să fii cum trebuie în lumina cuvântului Pentru că nu întotdeauna poți să reprezenta toate interesele oamenilor Că oamenii au interese mozaic Așa este. Frate Viorel, dorim să beneficiem cât putem de mult de prezența dumneavoastră, de experiența dumneavoastră. Am aruncat o privire peste cărțile pe care le-am răsfoit astăzi și am sesizat că Dumnezeu a investit în dumneavoastră foarte mult. Uitându-ne la generația pe care o avem sub privirile noastre, din care facem și noi parte de asemenea, sunt foarte mulți oameni care spun că ar fi cea mai agresată Generație din istorie. Nu știu, dumneavoastră ați putea să ne lămuriți dacă este chiar așa cum spun statisticile. Și pentru că luptele se dau în zona aceasta, am dorit tare mult să mergem într-o direcție în care să punem punctul pe I și să rezolvăm câteva probleme capitale pentru cei mai mulți tineri și nu numai. Este cea mai agresată generație, această generație este cea mai agresată generație. Sunt mulți care spun că este generația cu cei mai mulți stimuli erotici, de exemplu, și că luptele se dau cel mai intens în zona aceasta. Auzim desori vești triste despre personalități marcante, despre oameni cu influență, despre tineri, tinere, familii care au probleme deosebit de grave în situația aceasta. Nu știu dacă aș putea spune că este cea mai agresată generație, pentru că eu sunt convins că fiecare generație a avut problemele ei, ispitele ei. Eu nu mi-l imaginez pe diavolul cum mai bun simți într-o generație, știi, pe ăștia îi mai puțin, pe alții îi mai mult. Pe de altă parte, noi nu putem să schimbăm generația în care trăim. Deci generația în care trăim în niciun caz nu poate fi o scuză pentru un anume fel de trăire pentru că apostolul Pavel ne spune atât de clar, s-a arătat harul lui Dumnezeu și ne îndeamnă să trăim în generația de acum, da? Și dacă mă uit în istorie, au fost foarte multe generații în care păcatul a fost la culme. Deci generația nu este o scuză și nu putem scăpa de ea. Eu cred că știu eu căderile despre care vorbești, surprizele pe care le avem. Au mai mult de a face cu calitatea vieții de credință, nu cu agresiunea din societate. Pentru că toți când predicăm, le spunem altora, cu cât întunericul este mai gros, cu atât luminița strălucește mai tare, știi? Și nu mi-aș permite să spun că, într-o generație, puterea lui Hristos este mai slabă și că harul este mai limitat. Deci, nu, dacă înclinăm în direcția aceasta, să dăm vina pe generație, să ne scuzăm cu generația, atunci chiar diavolul ne-a prins în capcana lui. Nu e o problemă de generație, e o problemă de noi. Avem în istorie exemple Sodoma, avem pe Noe, avem pe Lot, despre care vorbea și Domnul Isus Hristos. Da, dar atunci, dacă e cazul lui Lot, noi nu știm câtă populație era pe pământ, dar să-i luăm pe toți, au fost o persoane pe tot pământul care trăia o viață ne Ză ai seama ce procent. Noi, acum, totuși, dacă vorbim de oameni credincioși, noi vorbim de mulți oameni credincioși pe fața pământului, știi? Deci, nu. Oricum le-am învârtit, nu suntem avantajați. Deci, nu putem da vina, în mod deosebit, pe contextul social nu, în care nu, trăim. Nu, nu. Cred că e vorba mai mult de o tendință a oamenilor. Discutam ieri în cadrul slujirii. Unde ați participat dumneavoastră din epistola lui Pavel către Timotei, unde Pavel se adresează tânărului Timotei și spune că în vremurile din urmă vor fi, în zile din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii, oamenii. vor fi. Da și după ce descrie toată problema societății, nu continuă să spună Timotei, tu ești terminat întreabă pe Dumnezeu de ce te-a blestemat să fii în generația aceasta, ai grijă să supraviețuiești. Din potrivă, după ce îi descrie toată răutatea de lume, spune, dar tu, tu fii altfel. Și din alt punct de vedere, cum am spus, într-o generație agresivă și pe față împotriva lui Dumnezeu, orice acțiune pentru Dumnezeu este vizibilă și este contabilizată. Nu poți să te pierzi așa undeva într-o mulțime în care toți ar fi căldicei, toți suntem morali, dar spun, nici, nici, nu are logică, pentru că dacă știi, cineva ar spune, da, domnule, da, afară iarnă, adică reacția ta ar fi, tocmai că știi că iarnă, îmbracă-te bine, adică ia măsurile discuranțe, Știi că este polei pe șosea? Îți spui ce trebuie și asta este. Te duci cu atenție. care e problema? Frate Viorel, probabil uh, vor fi tineri care, sau sunt tineri care ne urmăresc în momentul de față și sunt în căutarea unui partener de viață. Tineri sau. Tineri? Doamne ajută, e bine! Care credeți dumneavoastră că sunt cele mai sănătoase criterii pe care ar trebui să le ia în seamă un tânăr sau o tânără atunci când trebuie să intre într-o relație spre vederea, sau în vederea căsătoriei? Păi răspunsul simplu este principiile biblice. Dar acum, fără să jignesc pe tineri, nu știu dacă ei știu care sunt principiile biblice. Că, din nefericire, puțin tineri mai răsfoiesc Dacă ar fi Sfânta să Scriptură. rezumați dumneavoastră care sunt păi da, dacă, importante. dacă rezum eu, unul absolut obligatoriu este cel spus de Apostolul Pavel, care vine în baza tuturor principiilor renunțate în Vechiul Testament, căsătoria să fie în Domnul, ceea ce înseamnă că în mod obligatoriu trebuie să fie între două persoane născute din nou. Deci nu ai cum să te gândești la o căsătorie cu binecuvântarea lui Dumnezeu între fiul întunericului și Fiica luminii, între fiul lui Dumnezeu și fiul lui Satan. Dacă noi credem ce spune, că nu există neutralitate, ori ești cu lumina, ori cu întunericul, cu adevărul, cu minciuna, și atunci toate chestiile astea, că îmi place, care are părul așa, care are cârlionți, că astea, n-au nicio treabă cu Sfânta Scriptură. Deci, în primul rând, trebuie să vorbim despre două persoane care parțin aceleași împărății, adică împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă el născut din nou, ea născută din nou. Am putea spune, de exemplu, dacă o tânără credincioasă născută din nou se căsătorește cu un tânăr necredincios, nenăscut din nou, ei se pot uni la nivel sentimental, al sufletului și la nivelul trupului, dar niciodată la nivelul Duhului și cred că putem vorbi despre legătura aceasta Păi ce faci cu o fată sau un băiat, în tine locuiește Duhul lui Dumnezeu și în al, al... Exact. n-ai cum Cred că aici e problema cea mai mare da, Deci nu, nu există gândește-te că noi aparținem fiecare unei împărății și stăpânii sunt într-o relație de dușmănie permanentă chestia aia cu vrăjmășie voi pune între. Deci războiul între Dumnezeu și Împărăția Întunericul nu se termine niciodată. Este o declarație de război permanentă, da? Ori, ori. Și atunci noi credem că îl împăcăm pe Dumnezeu și satana, că îi aducem noi la altar să-i facem scris sau ceva. În privința asta mai am acum o întrebare la dumneavoastră. Să zicem că doi tineri au întemeiat o relație în Domnul. Și amândoi au în vedere căsătoria într-un timp cât mai scurt. Care credeți dumneavoastră că sunt limitele acceptate și puse de scriptură în relația de prietenie, de curtoazie, chiar și de logodnă până la căsătorie? Cât mai puțin fizic. Deci să nu vorbească cu degetele, știi, tot să-i caute clavicula și cu tare, pentru că oamenii, în momentul în care... Deci noi ne jucăm cu niște aspecte cu care s-au jucat alții înainte și toți s-au fript. Și știi cum citim noi Scriptura? Ne ducem acolo la Solomon. Poate cineva să calce pe cărbune aprins fără să-și ardă Și de picioarele. Răspunsul nostru, categoric nu, cu excepția mea că eu mă știu. Dar toți au spus așa. Și pe toți i-a surprins diavolul, știi? Și atunci eu le spun, e foarte important ei să investească în cunoașterea lor, nu în cunoașterea trupului celuilalt. Că dacă se vor căsători, au vremea pe 40-60 de ani tot să-și facă masaj, tot celelalte, știi? Eu nici asta nu înțeleg, no, depinde de felul de șoferi, dar dacă eu văd că e stopul la 50 de metri, nu mă accelerez ca nebunul ca să pun frână. Știi că pui odată, pui de două ori, pui a trei ori, îți s-au mai ros plăcuțele, sau dată prinzi o pată de ulei, care n-ai știut că e acolo. Deci, o prea multe exemple de tinere am, care plâng, se dau cu capul de pereți, nu și-au propus niciodată, n-au visat, i-au condamnat pe alții și acum au încurcat-o ei, pentru că și riscul e prea mare. Și după asta, și când stai și te uiți în ochii celuilalt, mai ții fruntea sus după asta vrei să-i spui tu soției, nu știu ce, știi? Și soția spune, băi, lasă-mă că te știu, dar... După asta îi dai semne, știi? Bă, dar tu când ai fost cu mine, n-ai fost chiar serioși, De Acum că suntem căsătoriți, e serios, nu e serios. De ce să dai diavolului toate cărligele astea și în dreptul tău și în dreptul celuilalt? Da, din punctul meu de vedere, dacă... Dar niciodată n-am fost de acord cu prietenii de astea kilometrice și cu logodne, nu știu ce. Din punctul meu de vedere, avem relația asta frățească, care ne avantajează foarte mult. Dacă am călăuzirea lui Dumnezeu și o înțelegere eu și vârstă toate celelalte, intru într-o prietenie specială, intru clar cu gândul căsătoriei, dacă mi-am mai definitivat ce am avut de definitivat, frate, am definitivat ce m-am căsătorit, că tot o lungesc așa. Eu le spun unora, nu, no, exagerez, eu știu, dar nu întotdeauna, că una din greșelile mari a vieții mele a fost că m-am logodit, cred că în 14 aprilie și am pus nuntă pe 28 mai. Nu știu unde mi-a fost mintea, frate. Acum, dacă o puneam pe 24, totuși erau 10 zile de chin, dar nu? O lună și ceva, știi? De. No, acum, unii nu știu, cu vreme, ei acum până se gândesc, până și apoi anul ăsta se logodește, la anul și mai ales că n-au de chestii din astea, că nu-i restaurantul, că nu-i trupa de muzicați, bă, fraților, că n-ai găsit fata, că n-ai găsit băiatul, așa bine binecuvântarea Domnului, prinde primul cort. Și... Şi... Frate Viorel, avem posibilitatea să le prezentăm tinerilor, care cu siguranță urmăresc mai ușor podcasturi decât uneori să pătrundă în profunzimea scripturilor. Deci atunci când se gândesc să întemeieze o relație. Întâi de toate, să fie în Domnul. Categoric. Altfel, nu vorbim de o relație în Domnul dacă nu sunt ei în Domnul. Exact. Apoi, putem să vorbim și despre alte uh, posibilități atunci când se privesc unul pe celălalt. Nu știu. Din nou, biblia caracter, ascult. educație, Bun. statut. Deci, vorbim în Domnul, dar în Domnul este o chestie foarte complexă. Dacă ar fi să prezentăm idealul. E clar că noi ne-am dorit ca la altar să avem virgini. Și băieți și fete. Eu m-aș bucura să cunun oameni sfinți, nu oameni iertați. Așa toți putem fi iertați, știi? Iertați odată, iertați de 70 de ori, iertați de 120 de ori. Ei, idealul meu ar fi, că asta este dorința lui Dumnezeu, nu este invenția mea. Să nu cununăm tot iertați și reparați, știi? Și înnoiți și toate celelalte, pentru că eu le spun și unii se supără. Noi vorbim de iertare, credem în iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu nu înseamnă reparare. Și dacă am vorbit clar despre virginitate, poți să te pocăiești de o de ori, virgin nu mai ești în viața vecilor, nici ea, știi? Nu mai umblăm cu operații, cu nu știu ce, iar dacă facem operații, că poate avem și astea, facem operații, întrebarea mea este și cine îți repară sufletul. Că toate le astea le-ai înscris acolo, da? Încă o dată, nu-i condamnăm pe cei care au greșit în neștiință. Dar și la ei se contabilizează. Numai că au fost în vremuri de neștiință, da? Oamenii oricum au consecințe. Problema cea mai mare este ce se întâmplă în conștiința ta. În momentul în care ai știut sau în mod voit, n-ai vrut să știi. Normal că te macină conștiința. Dacă dai cu conștiința de pământ, dai cu conștiința de pământ. Dar dai odată, dai de două ori și după asta o să dai de fiecare dată că te-ai obișnuit așa să ți-o Deci e clar că trebuie plătit un preț. Apoi, noi vorbim, da, în Domnul, teoretic, am spune că orice băiat pocăit, dacă se căsătorește cu o fată pocăită, e în Domnul. Asta înseamnă că fiecare se poate căsători cu oricine? Din punctul meu de vedere, nu, pentru că eu așa înțeleg Scriptura, relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este interesat în fiecare aspect al vieții noastre. Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și Dumnezeu în bunătate și în înțelepciunea Lui știe cu cine pot împlini mai bine planul Lui. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mi respectă alegerile mele. Eu pot să aleg pe oricine în Domnul, din punctul meu de vedere, niciodată nu voi trăi la potențialul la care vrea Dumnezeu și nu voi face o lucrare pe care vrea Dumnezeu, dacă nu voi fi cu partenerul pe care vrea Dumnezeu. Și aici eu le despart, pentru că eu am o înțelegere teologică vis-a-vis -vis de călăuzirea lui Dumnezeu. Dar dacă unii n-au înțelegerea aceasta teologică, atunci eu vin cu cealaltă variantă. Dacă ai un pic de minte când vrei să faci ceva, te consulți cu specialiștii. Deci numai oamenii cu minte se consultă cu specialiștii. Aia care n-au minte nu se consultă. Ea sunt prea deștept să se consulte. Și atunci eu spun, da, Dumnezeu îmi dă libertatea din turma lui să aleg pe oricine. Păi eu dacă am un pic de minte, mă duc la păstor și spun, Doamne, hai că eu știu trecutul persoanei, știu prezentul și meu dar eu știu viitorul, eu știu prin ce conjuncturi, știu ce vrea Dumnezeu să facă din viața mea și atunci mă duc și mă consult cu El. Dumnezeu, pentru că sunt sincer, îmi va răspunde, dar nu trebuie să-L ascult. Dar de nou, dacă eu o să am un pic de minte și respect față de Dumnezeu, o să spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai dat libertatea să fac ce vreau. Eu te-am întrebat ce fac cu paharul ăsta de apă. Tu ai spus, Iorele, faci ce vrei. Din punctul meu de vedere, dacă vrei ca părinte, a spune să-l bei acum. Și eu spun, Doamne, îți mulțumesc că îmi dai libertatea să fac ce vreau, mă duc pe mâna ta, îl beau acum, îți mulțumesc că m-ai sfătuit. Dar eu am decis. Și eu pot să spun, Doamne, după gândul tău, tu, eu o să-l beau mai târziu. Dumnezeu spune, mai întrebați, am spus, bea când vrei. Ziceți, dumneavoastră, vorbeați de niște limite. Uh, în primul rând, cât mai puțin uh, afecțiune fizică. Corect. Vorbeați după aia de o perioadă nu foarte lungă în perioada până la căsătorie. Dar ce sfaturi le-ați da unor tineri care au depășit aceste limite? Care probabil se gândesc: Mai are rost să mă mai lupt în a rămâne pură până la căsătorie sau pur până la căsătorie, ta, timp cât poate n-am respectat limitele acelea? Categoric da, pentru că dacă am greșit într-un domeniu sau altul, nu înseamnă să greșesc în toate domeniile. În momentul în care îmi dau seama de greșeală, nu înseamnă să perseverez în păcat. Și eu cred că aici este și cumva mărturia lor că ei au înțeles și s-au pocăit când spune atunci n-am știut sau am avut o înțelegere parțială. Aici pot să discute ei, chiar cei doi, că vorbim de o relație în care își dau seama de ceva și spun băi e vremea să ne pocăim, să ne oprim de lucrurile astea. Asta, asta, poate fi și un test al relației. Că dacă noi ajungem la concluzia că am greșit și unul dintre cei doi spune, bă, am greșit, am greșit, dar eu nu mă pot abține. Tu apoi intri în viața de familie cu... Păi dacă tu nu te poți abține acum, ce garanție ai că te abții mâine, știi? Și atunci eu mai bine aș plăti pentru greșelile de acum, cât trebuie să plătesc, decât eu știu ce mă aduce toată viața. Deci căsătoria este, dacă noi privim căsătoria cum o vrea Dumnezeu, venim împreună și rămânem până la sfârșit, este mult prea serioasă ca să ne jucăm cu ea partea cealaltă. Dar e și logică. De ce spun eu cât mai puțină carne, cât mai puțină fire? Mă, eu nu știu, no, cum, nu, cum, știu cum e generația tânără, că eu nu sunt în generația tânără. Dar în momentul în care o tânăr, tot o pipă, e pofată și o caută la orei, la, la ce se gândește la? Da. Eu dacă aș fi în locul lui, numai la Domnul Isus m-aș gândi. Dar cum aș gândi la Domnul Isus? Isuse, dacă nu mă ții tu cu puterea ta cea mare, în vechi vecilor nu mă mai ai pe aici. Adică, băi oameni buni, ne facem rău. De asta am spus, eu văd semaforul acolo, știu că trebuie să frânez. De ce accelerez? Ca să-mi fac necazuri? Știi ce, ce, se întâmplă, ce nu gândim? Unii se joacă cu ceilalți fără să-i cunoască prea bine pe ceilalți. Și atunci, eu am vrut să zic, dar n-am mai zis acum, am fost într-un cadru cu niște familii și vorbeam despre așteptări. Așteptări împlinite și așteptări neîmplinite. Fratele meu, să știi că unii la așteptări neîmplinite fac urât de tot. Și ți-o dau exemplu pe nevasta lui Potifar. Deci nevasta lui Potifar și-o băgat în cap să se culce cu ăla. Păi fratele meu, când ei a intrat lucrul ăsta în cap și când a intrat ea în călduri, ăsta nu a scăpat numai Tu, o frate, știi? Și atunci eu mă întreb în relația de prietenie, că, hai să iau așa, poate fi un băiat din ăsta mai cu trabant și, știi, două pistoane, două cutare și el o bagă în focuri pe prietena lui, știi? După asta prietena lui, știi, începe să-i placă, dar asta pornește cu carele lui Faraon. Și după asta asta plânge, zice, da, eu am vrut numai să te mângâi, să-ți împletesc codițele. Asta spune, Bă, și pe mine m-a surprins, dar pe mine când m-ai băgat în priză, cu mine s-a terminat. Și acum întrebarea ea e vinovată că după ce el o zăpăcit-o de cap, ea s-a dus până la capăt? Sau el e vinovat că a umblat pe acolo pe la butoane, pe la bușii, i-a făcut scântei? Deci, chestiile chiar sunt serioase. Ce vreau să le spun tinerilor, nu știi ce plan are Dumnezeu pentru viața ta. E clar, te căsătorești, s-ar putea Domnul să-ți dea copii, da? Ei, îți spun eu, toți ăștia vor să-și crească copiii bine. Știi care e surpriza mare? Copiii, dacă nu se schimbă și rămân ca pruncii voștri, ăștia nu mai au pardon, frate. Ăștia spun niște întrebări directe. Tu vii și spui, fata lui să fii tu. Și feciorul spune, tată, ea spune tu cum a fost la tine. A, păi că să vezi că harul... Când ai început așa, ți-o da frit și-o pleca mai departe, nu? După asta ajuns slujitor. Și una e când, dând toată slava lui Dumnezeu, știi, să spui, bă, am avut eu niște chestii, dar aici, uite-te în recordul meu, am plătit prețul, știi? Și alte ar să încep cu predici, când ai început cu predici, auzi, lasă că predici, că atunci omul ce spune? că e tata, că e păstor, auzi, zice, da, și o să fac și eu. Dacă mă duce Domnul în situația aia, o să dau și o predici cu iertarea Domnului, cu îndelunga lui răbdare, o să plâng, o să-mi fie amar, dacă cum am trăiesc viața. Te uiți la oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu. Dar oamenii ei au plătit un preț. Și foarte mulți au plătit chiar prețul ăsta al curăției și în același timp avem oameni care nu au plătit prețul ăsta. Că au fost însorați, că nu au fost însorați și până în ziua de astăzi îi pognim în predicii că uite n-au ascultat de Dumnezeu. Deci lucrul este foarte serios că Dumnezeu îl privește cu seriozitate. Există Dar ascultați-mă, motivația, dacă n-ai o motivație supremă, celelalte motivații cad. Și atunci motivația supremă trebuie să fie Dumnezeu. Nu ăla la alt, nu că istoria părinților, nu că nu știu ce. Dacă motivația... Uite, revin la Iosif, că am pomenit de soția lui Potifar. Eu văd la Iosif două etape. Prima etapă este etapa bunului simț. Când el încearcă să-i spună, Doamna dragă, eu am venit aici în lanțuri, nenorocit așa, șeful meu, bărbatul tău, m-a eliberat, mi-a dat toate drepturile, n-am dreptul la tine. Păi, femeie, am și eu obraz, cum să mă leg de tine? Dar aia nu mai e. dacă i-ai intrat o porni toate turbinele, nu mai judecă, nu mai există rațiune. Și după asta îi spune cealaltă, cum mă tem de Dumnezeu. Nici asta nu ține. Și atunci el urcă pe motocicletă și o tunde și asumă celelalte dar știi, când mai prins motocicleta, că depinde ce relație ai tu cu Dumnezeu și toate celelalte, s-ar putea să nu mai prins nimic. Și spune, eu am văzut și am auzit prea multe lacrimi și suspine. Da, în spatele acestor experiențe nefericite se ascunde multă durere, dezamăgire, decepție, depresie. Sunt persoane care rămân nemângăiate pentru tot restul vieții, sunt foarte multe tinere care nu mai au curaj să să se reangajeze în alte relații. Și băieți. Și băieți. No, da, și... Da, și băieți, și băieți de asemenea, da. Pagubele Prost, cred că ma, sunt ma, mai e un lucru, știi, românul la cu musca pe căciulă. oamenii mai fentează că nu trebuie să știe nici părintele, nici pastorul. Viața vine cu surprizele ei. În momentul în care nu ai plătit prețul să fii ce trebuie. Eu nu spun desăvârșit, da, să-ți faci partea ta, știi, să te păstrezi curat. Te-ai căsătorit, nu putem avea copii. Ah, ne, acum ne bate Dumnezeu. Tot acolo te gândești, că ești cu musca, nu zici, păi, Dumnezeu are un plan pentru viața noastră să ne dea un copil mai târziu. Ai născut copilul, e gripă în oraș. Și prinde așa ta o gripă. Dar nu zici că e gripă în oraș. Vă, vezi, Că tu, și atunci încep acuzațiile, păi tu ai fost ca bou atunci, că tu ești tot trebuit să încep, că nu știu ce, că ne-am adunat la repetiții, să învățăm salmi și cu tare, să trebuie să mă ții de mână, da, dar tu de ce? Păi asta e viața de familie, după asta începem noi hora unirii și acum căutăm cine mai e vinovat decât al alt vinovat. Diavolul va profita mereu de lucrurile acestea. Dar eu cred că noi chiar putem avea relații frumoase. Și Iarăși, iarăși ar trebui să ne înspăimânte pe noi că vorbim de o generație în care relațiile sunt începute la o vârstă foarte fragilă. Înțeleg eu ce înțeleg, dar nu sunt de acord. Ce văd eu la tineri, la adolescenți? Ei, pe multe motive, când se uită în oglindă, ei se văd maturi. Multe fete la 12 ani sunt mai mari decât mama număr la pantof mai mare, ea mai înaltă, alta și sutenul e mai mare ca la mama. Pe nu știu, că e hormoni, că e cipsuri, eu știu, că mama bagă în ea bor și sarmale, că știi, fac mea. Iar prins câte unul din ăsta umflat, care la 12 ani sparge oglinda. Tai că soi micuț, știi? El când se uită în oglindă, el se vede matur. După asta, pentru că acum știi, dau cu jeje după nu știu cum, ei se cred foarte deștepți. De ei nu au. au. Au și informații pe care nici nu știu să le proceseze. Și imaginează-ți un copil la 11-12 ani, când el se vede mai barosan ca la 25 și mai deștept ca la 35 și vrea să aibă niște provocări. Normal că le va lua tot ca un copil, diavolul își bate joc de el și atunci știi? Dorințele, instinctele sunt mai puternice decât rațiunea, cel puțin în perioada respectivă. Dacă ar trebui să mergem acum cel puțin în sfera familiilor, putem vedea clar că sunt multe atacuri asupra familiilor. Cel puțin unul dintre cele mai mari atacuri sunt acest atac sau acest păcat al infidelității. Cum credeți dumneavoastră că, sau ce ar trebui să facă o familie în așa fel încât să prevină astfel de păcate, astfel de obstacole în viața lor? În primul rând ar trebui să ne băgăm în cap înainte de căsătorie, că dacă mă voi căsători, eu îi voi fi fidel celuilalt ce dacă eu crăp. Deci, fidelitatea în relația de familie trebuie să fie un lucru care nu se negociază. Și teoretic așa plecăm, că la bine și la rău nu zic că dacă să fie soția o să fie bolnavă, dacă soțul o să devină ipotent, dacă, adică vorbim, se pot întâmpla accidente, minune, etape în viață, dacă numai o mică portiță ți-ai lăsat-o, Că voi fi credincios, dar în cazul în care ești terminat. Pentru că diavolul îți va oferi toate argumentele să te duci înspre portița respectivă. Dar în momentul în care spui, domnule, pe mine în afară de moarte nimic nu mă face, gata, s-a rezolvat. În momentul în care eu mi-am stabilit limita, orice apare, eu voi căuta soluții să rămân credincios, nu scuze să fiu necredincios. Experiența este simplă. Cine are niște dorințe și vrea să le împlinească, va căuta mereu scuze. Dacă vrei să-i fii fidel celuilalt și lui Dumnezeu, vei căuta soluții în ciuda dificultăților. Da? Ei, Dincolo de mentalitatea asta care trebuie să fie la amândoi, păi să împlinim ce ne spune Scriptura. Uite, Apostolul Pavel vorbește foarte clar la întrebarea celor din Corint ce facem într-o generație care era atât de mult marcată și a zis de agresivitate. Eu nu știu dacă. În societatea noastră, oamenii sunt mai agresați decât în Corint. Adică, în Corint, știți ce spune istorică? Veneau marinarii de pe mare și erau acolo cel puțin o mie de preotese care își arătau fidelitatea față de zei prostitând să cu astea. De aici, cumva, se pare că ar fi și ideea că ele mergeau, îi așteptau acolo și marinarul care călca pe urmele ei ajungea unde ea. Și Pavel preia ideea și spune, dacă calci pe urmele curvei, ajungi acolo, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos și eu las urme, dar destinația este diferită. Ei, în contextul ăla, ei îl întreabă pe Pavel, ce facem? Și Pavel spune, păi, printre altele ce faceți, vă împriniți datoria de soț. Adică te-ai căsătorit, nu stai tu acum numai cu psand, cu rugăciuni, cu cântări de laudă, știi, mai ales dacă ți-ai luat o soție din asta sănătoasă care poate și vrea și tu ești tot în și rugăciune pentru Africa, pentru Afganistan, frate, ai vrut și rugăciune? Deci eu știu divorțuri, nu sunt de acord cu ele, din partea soțiilor, pentru o singură explicație, frate, m-am măritat că mi-a trebuit bărbat. Că dacă îmi trebuia numai psalm cu tare, aveam părtășie cu toată biserica și el știe, el știe, el vrea, dar de ce atâta grabă, știi? Să plânge că ea e nesătulă. Păi nesătulă, ți-ai luat-o nesătulă ea, adică știe și ea de înfrânarea poftelor, dar înfrânarea poftelor poate fi că nu vrea de șapte ori pe zi, vrea de trei ori pe săptămână, el vrea de trei ori pe semestru, da? E partea cealaltă, știi, acuz frate, zice, dar ăsta e obsedat sexual. Adică și-a luat un băiat serios cu tot ce trebuie, știi, și hrănește bine și după asta ăsta vrea, știi, că o vede cu tare, o vrea. Păi de asta ți l-ai luat că vrea. Și atunci apostolul Pavel și spune, domne, ți-ai asumat, eu nu știu dacă cineva ar trebui să le spună la tineri că dacă te căsătorești și relația intimă are un rol principal, da? Deci trebuie să ne asumăm și că este asta, mai cu chef, mai fără chef, mai cheful vine mâncând, adică până la urmă și aici sunt sacrificii pentru celălalt. Eu nu cred că există familie în care așa e sincronizarea asta, amândoi vor în același timp, amândoi sunt odihniți, amândoi. Nu, eu cred că într-o zi mai el, mai ea, mai... Dar e bucurie, ai respectul pentru celălalt ca persoană. Și da, relația intimă în familie este una din modalitățile prin care ne păzim pe noi și îl ajutăm pe celălalt. Și sigur că vorbim și de rugăciune, vorbim și de post, vorbim de implicare în alte lucruri bune. Deci, ideea mea ar fi, dacă te căsătorești, trebuie să muncești. Mai am o întrebare în privința aceasta. Să zicem că el sau ea au căzut în păcatul infidelității. Și lucrul acesta este știut numai de persoana respectivă. El sau ei îi pare rău de ceea ce a făcut. Însă se gândește că dacă își va mărturisi păcatul în fața soției sau soțului, există posibilitatea să intervine un divorț, o separare. Ce l-ați sfătui sau ați sfătui pe persoana respectivă care a păcătuit, s-a pocăit, dar totuși îi e greu să-și mărturisească păcatul din cauza fricii în urma repercursiunilor? Păi trebuia să-i fie frică înainte. Acum, stai să te întreb eu așa, cum zici că a păcătuit și știe numai el? În sensul în care omul acesta a păcătuit? N-a fost încă prins. N-a fost păi încă nu, prins. Nu, 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 dar el a păcătuit. Dar n-a păcătuit cu păpușa, a păcătuit cu una, da? Păi știe și da. aia. Și atunci soția lui să afle de pe internet, să afle de la aia, să afle... Pentru că lucrurile astea se aud. Deci n-ai cum să nu se audă și nici nu știi. Și oamenii ce nu știu? povara asta e atât de grea și o porți, numai iertarea celuilalt te eliberează și iertarea Domnului. Și cu cât o duci mai departe mai mult, cu atât ești terminat mai tare. Deci până la urmă te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, pocăință înseamnă să repar tot ce poți repara, trebuie să te duci, deci lângă păcatul ăsta, să nu mai adaugi că după asta zice soția lui, a, deci mai și minții 10 ani. Deci pe lângă faptul că ai păcătuit, că după asta o să fie predică, dacă ție ți e spărea rău, ce n-ai venit atunci să-mi spui, să cutare, să... poate sunt lucruri pe care le putem repara atunci. Deci n-ai ce face, ți-ai asumat asta când e vorba de pocăință, te rogi lui Dumnezeu să te ajute și ți-a asumi până la capăt. E, dar vezi, toate astea trebuie gândite înainte. Deci înainte trebuie să gândesc, bun, dacă eu greșesc, va trebui să mă pocăiesc. Când mă pocăiesc trebuie să-i spun soției, soția s-ar putea să-mi dea cu teflon în cap sau să divorțeze de mine sau toate celelalte, mm. Îmi asum toate astea, că trebuie să-i spun poate și lui tata, și lui mama, ca să audă și ei, pe unul duc la morgă, pe unul... Puneți-le toate astea ca să nu mai zic, eu nu știu de ce, ori de ce am ajuns așa să privim, atât de simplu că rezolvăm cu Dumnezeu. Că ai, ai văzut, în că, bă, cu Dumnezeu am rezolvat, de nevastă mă tem și să nu afle soacrimea. S-ar putea nici cu Dumnezeu să nu fie chiar atât de simplu de rezolvat. Eu tot mă gândesc dacă noi nu am făcut din Dumnezeu o caricatură, așa un Dumnezeu cam cum ne convine nouă, știi? Și tu știi că discutam, nu intrăm în detalii. Eu cred că unii oameni au ajuns la concluzia că totul se poate repara cu rugăciune. M-aș bucura să fie asta, dar eu nu, nu garantez. Pentru că uh, mă gândesc la investiția lui Dumnezeu în mine. Dacă m-aș gândi cât a plătit Hristos pentru păcatele mele pe care le făceam atunci când eram obligat să le fac cumva că eram roba a păcatului. Bun, a venit Hristos, m-a eliberat, m-a înfiat, mi-a dat putere, locuiește Duhul Sfânt în mine și eu ce fac? îmi bat joc de toate chestia asta? V-am ascultat pe YouTube, erați în cadrul unei conferințe de tineret și a spus acolo un lucru foarte interesant. Tot ceea ce s-a petrecut la nivelul minții trebuie rezolvat la nivelul minții. Corect. Tot ce a ieșit în afară trebuie tratat în public, trebuie reparat în public. Cred că oamenii nu se mai gândesc niciodată la pagubele care se produc în urma infidelității, în urma uh, faptului că se joacă într-o zonă de aceasta foarte periculoasă. Fiind într-un cadru de slujire, deseori stăm de vorbă cu oamenii, cu tinerii și nu numai. sizez un lucru care mă doare foarte tare. Nu se mai gândesc niciodată la pagube. Și primele pagube imense, sigur, este partenerul de viață, sunt copiii, sunt persoanele apropiate toți oamenii care și-au pus încrederea în persoana respectivă, oamenii nu se mai gândesc la pagube. Deseori, dorința este exacerbată, exagerată, atât de tare încât le întunecă rațiunea, nu se mai gândesc, nu te gândești la și în urmă? Da, nu, nu mai, că acum ai plăcerea de moment, știi? Deci orbit, cum zice Solomon Cabou, care merge la măcelărie, nu știi ce se întâmplă cu el, cred că merge la distracție. Ne uităm la David, Cumva este trist că prea mult vorbim despre păcatul lui David și nu vorbim în aceeași măsură despre pocăința lui David. Dar la David pocăința nu a fost așa, nu, no, Doamne, îmi pare rău, iartă-mă. Până la urmă, la David am putea spune că a fost și o pocăință în fața națiunii, că el când a scris salmul ăla care îl cânta la templu. Asta e, știi cum văd eu, ca și cum ar veni să faci o mărturisire în fața bisericii să spună fraților, voi m-ați primit cu bucurie, voi așa, voi așa, eu v-am făcut de râs, am pătat numele. Cu asta începe la David, i-ai făcut pe vrășmașii mei să mă bat jocorească. Știi că și în cazul lui, chestiile astea de asta am zis eu că nu știe nimeni, știi? Tu crezi că în cazul lui David nu se știa? Păi dar ăla care a dus bilețelul lui Sora, nu vorbea că se temea de sabia lui David de o parcă îi văd pe unii cum se gonteau și ziceau, nu sfânt cu David, să vedem ce ne zice când ne întâlnim la casa Domnului, ne mai bagă cu chitara una sau ceva. Numai n-aveau curajul că, nu, no, ăsta dacă se enerva e cam că să pia pe toți, știi? Și vorba se duce și oamenii care cred că nu știe nimeni, după asta află că știu o grămadă, dar nu tăcut. Și uite că în cazul David, nu mai vorbim ce a fost cu copiii lui, cu sufletul lui, cu toate celelalte, da, Dumnezeu l-a iertat și uite că după mii de ani, încă noi vorbim despre chestia asta, tragediei că unii chiar își găsesc scuze cu păcatul lui David, ar fi vrut David să se întâmple toate astea? A, da, el a crezut că gata, se distrează și el cu soruța oleacă și... Frate Fiorel, pentru că tot am ajuns în zona aceasta de slujitori, din nefericire, în cadrul acesta larg al religiei, în ultima perioadă au ieșit la suprafață o mulțime de fapte care, sigur, ne descurajează și descurajează în mod negativ pe toți, impactează în mod negativ. Cum vedeți dumneavoastră sau cum ar trebui să ne raportăm pentru că societatea religioasă abundă de, contra, de, de extreme? Prima extremă este că societatea religioasă este mult prea tolerantă, nu judeca, nu arunca cu piatra, chiar și atunci când se fac analize um, din scriptură serioase, evidente, concludente și atunci este tot o formă de judecată din partea acestei categorii ultra-tolerante și există sigur și categoria cealaltă a oamenilor ultra-radicali. Uh, ce puteți să ne spuneți în seara aceasta? De exemplu, un slujitor, pentru că sunt cazuri evidente în sfera religioasă din România, un slujitor care ajunge să comită imoralitate, el mai poate să rămână slujitor al lui Dumnezeu în continuare, mai are auto autoritate morală, să predea lecții de moralitate, să uh, întrunească toate condițiile pentru a sluji. Mai departe? Sunt două lucruri pe care le luăm în discuție. Bun, hai să încep cu următorul lucru. Aceeași Biblie este pentru fiecare slujitor ca pentru fiecare membru. Al doilea lucru ar trebui să ne intre foarte bine în cap că, pentru un slujitor, nu s-au schimbat condițiile lui Dumnezeu. Și condițiile cu care îl verificăm înainte de hirotonie și astea, sunt condițiile care îl și țin în lucrare, nu numai intră în lucrare. Deci noi, slujitorii, nu am intrat în lucrare în baza 25 de condiții, ne-ați dat carnetul de slujitor, acum avem ștampila, acum și dacă rămânem cu 5 din ele, e important că avem, nu, condițiile care m-au ajutat să intru, condițiile acelea mă țin sau mă dau afară. Deci aici, cumva, este partea bisericii care ar trebui să fie atentă și să spună fratele meu, noi am vrea să vedem înaintare la tine, nu înaintare în păcat, ci înaintare în sfințenie, da? Trist este că și biserica coboară standardul, nu știu de ce, că orică nu putem face nimic, orică și noi e din biserică, e complexă situația, da? Deci eu cred că dacă vorbim despre aceeași Biblie și pentru cei din bancă și pentru slujitori, situația este simplă. Acum, unde încercăm noi să împărțim lucrurile. Una este să vorbim despre iertarea lui Dumnezeu pentru un păcat. Și eu cam așa am înțeles în lumea evanghelică că nu ne-am preaventurat noi să spunem că pentru o anumită persoană nu mai există iertare în vece vecilor. Chiar dacă noi nu îl asigurăm pe celălalt de iertare, toți trebuie să recunoaștem că dacă omul se pocăiește, dar chiar se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl poate ierta. Iertarea este una, statutul de copil al lui Dumnezeu este una și să fii în fruntea poporului Dumnezeu și să fii model și învățător este cu totul altceva. Și nu, pentru tine o să dau un exemplu care cred că îl pricep foarte ușor, nu că nu ai pricepe altele, dar mă gândesc la o chestie care ne-o spunea cineva simplă. Vezi, în lumea sportului, sunt câteva chestii care au o logică, da? Să zicem că cineva, nu știu, este foarte talentat în gimnastică sau la patinaj artistic sau la ceva și se joacă și, nu știu, își rupe piciorul, operații, șuruburi, minuni și el vine și mă întreabă, domnule, omul ăsta o să mai umble vreodată? Eu spun, da, eu cred că s-ar putea să umble fără nicio problemă și nimeni nu o să-și dea seama că el a trecut prin asta știi care e problema? că omul ăsta, după ce i-a pus șurubul și, și toate, spune, știți, eu vreau să fiu un lot olimpic al României. Păi eu să mă ele, omule, dar noi nu ne riscăm onoarea țării și metalele toate pentru mușchii tăi. Și el poate să plângă, domnule, dar a fost o greșeală, n-am fost atent, am dat și eu o bere, m-am împiedicat și am spus, măi, e adevărat, mulțumește lui Dumnezeu că umbli, dacă vrei, te reorientezi, aici nu o să mai fi niciodată. De ce? Pentru că nu poți la nivelul respectiv. Dumnezeu oferă mult har slujitorilor, Dumnezeu este și drastic cu slujitorii. De asta eu leau exemplu pe Moise. Moise a fost un slujitor special al lui Dumnezeu. Dar când Moise se greșește odată că vorbește în chip ușurat, vom putea voi în Dumnezeu îi spune categoric Moise, pentru asta plătești că nu intri în Țara Sfântă. De ce? Pentru că ești Moise. Deci cu ei s-a dat mult, i se cere mult. Cui s-a dat puțin, îi se cere puțin, atâta minte are, atât au înțeles, dar nu poți așa, deci nu poți un slujitor să aștepți nici el, e absurd să aștepte să primesc eu tot harul de care am nevoie de la Dumnezeu pentru o slujire la nu știu ce nivel, dar când e vorba de a repara lucrurile, ca cel mai simplu om mi-a rezolvat treaba, poate nici ca cel mai simplu. Dar din nou, cei care se vor pocăi cu adevărat, vor înțelege, sunt situații și situații, ei pot să-și vadă locul, să se retragă din slujirea respectivă și să găsească alte domenii de slujire, unde să nu fie vulnerabil, unde să nu păteze onoarea bisericii și asta ar fi un domeniu, un semn de maturitate. Pe de altă parte, eu aș aștepta și de la biserică. Deci sistemul care l avem noi cel puțin în România este acesta, în bisericile evanghelice chemarea o face Dumnezeu, darurile le dă Dumnezeu, dar confirmarea mea în slujbă în biserică o face biserica. Dar dacă frate Iorela, de exemplu... Doar biserica... atât am vrut să spun. Deci dacă biserica mă așează în slujbă, nu de dă daruri, dar biserica mă așează în slujbă prin votul ei, atunci aceeași biserică mă poate scoate de acolo tot prin votul ei și da, eu pot să le spun la biserică, dar voi nu puteți lua harul, nu puteți lua înțelepciunea. Și biserica spune, frate, nici nu vrem să-ți luăm nimic decât legitimația. Că noi nu ți-am dat decât legitimația și îți luăm legitimația. Și apoi Dumnezeu să-ți dea har cât vrei. Știi? Dar dacă dar... mergem așa în perspectiva cealaltă și anume biserica să fie atât de mult îndrăgostită de darurile poate naturale ale omului respectiv încât nu e de acord cu punerea lui deoparte. Că el vrea sau că nu vrea. Și biserica poate nu... Păi dacă dar... e legată mai mult de un om decât de principiul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă. Deci dacă tu ții atât de mult la un șofer drogat ca el să te conducă pe tine, nevasta și copii, du-te frate și trece transfăgărășanul. Știi care e dorința mea? Mă doare. Dar când o să fie acolo în groapă? Să nu întreb că unde e Dumnezeu, că ce-a făcut Dumnezeu, că unde e dreptate. Nu, frate, ți-ai asumat ca unul care nu mai poate să conducă sau are stele verzi în ochi, tu ți-ai usumat, ai spus, păi frate, dar ăsta așa de frumos ne cântă când e la volan, că noi nu renunțăm la el. Te duci cu el, ce poți să faci? Dar îți asum până la capăt. Dar în întrebarea mea, dacă stai să le gândești, dacă oamenii ăștia, pentru că noi nu mai vorbim atât de mult despre păstori, despre slujitori, noi vorbim despre vorbitori, știi? Asta este tragedia în multe biserici evanghelice, că mulți slujitori sunt doar simplu vorbitori vorbește aici. Dacă el vorbește plăcut, știi? Acum ăștia cu vorbitul plăcut sunt oameni care poate să nu aibă nicio tangență cu Dumnezeu. Dar dacă tu te-ai la modul practic despre duhurile care le are omul ăsta, da? Dacă vorbești despre ce învățătură o să dea el copiilor tăi, soției tale, ție, dacă privești în perspectivă, eu cred că și bisericile ar trebui un pic să se respecte, și să spună mulțumim frumos, totuși am vrea pe cineva care să ne conducă pe urmele lui Hristos. Că noi asta le cerem din față, da? Și nu pot să vii tot așa cu călcați pe urmele lui Hristos, călcați pe urmele lui Hristos, mie nu mie să poate vă iese vouă. Deci eu nu văd asta la Apostolul Pavel să spună fraților, Duhul Domnului să vă ducă pun de puteți că eu cal din străchin în străchin. Adică tot creștinul trebuie să plătească un preț iar slujitorul trebuie să plătească un preț mai mare pentru că este și cinstea mai mare și harul mai mare și toate celelalte. Spunea cineva când cade un lider ca atât mulți cu el. Și cred că cel puțin în decepție cad foarte mulți oameni în momentul în care o situație de genul acesta apare în spațiul public. Din nefericire, cred că și discernământul creștinilor ar trebui lucrat, ar trebui să ridicăm gradul de maturitate, să știm cum să ne poziționăm corect. După cum spuneam mai devreme, există aceste extreme și uneori, uneori ești atacat dacă faci o analiză biblică serioasă cu privire la o anumită situație. De exemplu, Domnul Hristos în Evanghelia după Matei a spus, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l, mustră Există un protocol pe, dacă, pe care dacă îl respect, sunt o mulțime de creștini care se ridică împotriva ta și spun, domne, de ce judeci? Dar nu judec, eu doar vreau să rezolv o situație. Confruntarea este necesară. Domnul Hristos spune, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă ai reușit să-l câștigi, bine, dacă nu, continuă protocolul. Da, da, eu vreau să spun, Matei 18 se referă la probleme personale, pe când într-un, dacă vorbim despre un lider și de o biserică, eu nu am o problemă personală cu liderul respectiv. Că mă poate întreba cineva, frate, da, ți-ai rezolvat problema cu el? Dar eu nu am o problemă personală cu el. Eu am o problemă de principiu cu el ca slujitor al lui Hristos și cu ce se întâmplă poziția lui în Biserica lui Cristos. Deci nu mai mă duc eu pe toți pașii ăia că mă duc să-l recuperez eu. Adică ar suna și absurd. imaginează că vorbim despre un slujitor care teoretic ar trebui să aibă maturitate, vechime și o soră care de doi ani s-a pocăit, acum sora mere să-l recupereze pe el și să facă pașă, dacă nu-l câștigă ea, mai ia două surori cu ea, hai să fim oameni serioși, deci să nu le amestecăm. Asta este vorba de relații personale, iar când e vorba de relații pe slujitori, pe de o parte, slujitorii sunt protejați în sensul că împotriva unui prezbiter să nu te iei după orice mărturie, că pot fi oameni răutăcioși, da? Dar și când s-au dovedit, mustră înaintea tuturor ca să capete și ceilalți lecția. Deci textul din epistola respectivă este adresat prezbiterilor. Nu credincioșilor din biserică, mustră înaintea tuturor. Sunt comentatori care spun că textul respectiv ar fi adresat prezbiterilor, mustră înaintea tuturor ca și celorlalți să le fie frică. Da, de eu ce vreau să spun, că noi mustrăm și pe oameni de rând. Că noi când facem, noi credem în disciplina biblică, da? Bun, credem că disciplina biblică trebuie să aibă ca scop recuperarea. Și de asta, cum am procedat eu dacă a trebuit să anunț ceva în biserică, eu zic că am fost înțelept și am anunțat așa, fratele a hotărât să se separe de noi. Acceptând păcatul, trăind în păcatul ăsta, a hotărât să se separe el de trupul lui Hristos. Noi cu durere constatăm realitatea și trebuie să o operăm, inclusiv în registrul bisericii, da? Dorința noastră este să-l ajutăm pe fratele sau pe sora să se pocăiască și cât mai degrabă el să reintre în trupul lui Hristos și noi consemnăm din nou cu bucurie în registru, unde este partea bună, acum dacă el se împotrivește. Deci aici trebuie să fim atenți. Ei au ales să se separe de noi. Deci în momentul în care au acceptat viața păcătoasă și toate cealaltă, nu că noi am dat afară, noi am constatat că ei s-au separat. Da? E, dacă ei vor să fie și cu satana, și cu plăcerile, și cu biserica, atunci există versete atât de clare, dați afară răul din mijlocul vostru. Apostolul Pavel este cât se poate de clar când spune oameni buni, nu m-am referit la cei din lume că să nu fie așa, să nu fie așa. Pentru că Pavel spune, doamne, atunci înseamnă că trebuie să ieși din lume. Deci nu te poți duce la magazin și, nu știu, te duci la casieriță, știi? Și primul loc o întrebi. Doamne, ești fidelă soțului sau ești de o De ce? Ca să știi dacă îți plătesc ție sau... Adică, nu, nu ai cum. Îți întreb profesoara, îți întreb... Nu, lumea e lume, zice, cu cel care zice frate. Atunci e o mare problemă. Bun, dacă cel care zice frate mai are pretenția și să fie lider. Deci, întrebarea mea este cum poate cineva să gândească că un om care își bate joc de Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu, mai poate fi folosit de Dumnezeu ca model și ca persoană prin care Dumnezeu să transmită harul său. Dar mă, mă, gândesc că, mă gândesc că un slujitor nu doar predică în sine. El ar trebui în situații complicate din biserică și să disciplineze, mai are autoritatea să. Nu, faci. el în primul rând este. Înainte de a vorbi, el este, trebuie să fie ceva în fața lui Hristos și în fața celorlalți. Îți spun ce se întâmplă, din ce am văzut în experiența personală, când un slujitor începe să aibă probleme într-un domeniu, ori evită domeniul ăla, de acum înainte, ori îl îndulcește câtă vreme mai are un pic de conștiință, dacă mai are, nu mai poate să tune împotriva. Și atunci ați cauți niște versete în Biblie prin care să scuzi și asta, și asta, și asta, și asta, și asta este învățătura care o dai devin, după asta. Devin mult prea toleranță. Sigur că tratul. da. Trecând acum puțin poate de la cutumele astea pământești, întrebarea mea e, de dumneavoastră, oare mai poate Dumnezeu să mai lucreze cu un astfel sau printr-un astfel de om? Eu n-aș pune întrebarea poate, că până la urmă Dumnezeu poate tot ce vrea. Eu spun că Dumnezeu nu vrea. Deci, de ce să folosească Dumnezeu un om care nu vrea să fie folosit de Dumnezeu? Că Dumnezeu folosește în anumite condiții oameni, da? Și le-a spus. Și atunci, întrebarea mea este, de ce și-ar călca Dumnezeu propriile principii? Nu, Dumnezeu nu și le Pentru că, ascultați, Dumnezeul nostru nu este la mâna noastră și la mila noastră. Și noi credem că, va vai de mine, dacă eu nu sunt, Dumnezeu e paralizat, nu mai face lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu poate să facă lucrarea lui Dumnezeu prin cei mai neînsemnați oameni, dar oameni sfinți, curați. Eu am primit multe lecții în viața mea, uite, o să vă dau una. Eu eram omul care, cel puțin după ce m-am dus acolo la biserică, și înainte mai făceam. Nu-mi plăcea să scriu, dar mai scriam predicile și tot, pentru că știi, ideea e să nu te repeți, să fii ordonat. Ei, când te duci într-o biserică în care trebuie să predici, mereu, mereu, predici pe săptămână, și am început și nu ești totdeauna mulțumit de nivelul la care te-ai pregătit. Și am fost într-o situație în care. Am considerat că nu sunt suficient de pregătit să predic în seara respectivă. Seara sau ziua respectivă, nu mai știu. Cu precizarea că eu niciodată n-am avut predici luate de la alții, luate de prin cărți, de pe nu știu unde, ca să mă prins tu și să ai aceleași idei. Am luat decizia asta că nu voi predica. S-a ridicat un frate simplu care teoretic, nu știu, putea da un îndemn la rugăciune sau ceva. Și mi-a rostit predica aproape cuvânt cu cuvânt, predica mea. Băi, fratele meu, nu era scrisă, nu era pe internet, nu era, era predica mea, lucrată de mine pe schițele mele. Am stat și m-am uitat așa la el. Cum mi-a ținut mie predica? Predica din capul meu a ținut-o el. Și știi ce am înțeles atunci? A? Vă că Viorele, dacă eu vreau să transmit un mesaj poporului și nu spui tu, tu eu pot folosi pe oricine să spună. Dar nu vorbesc că Dumnezeu a folosit un păcătos. Ce a folosit un om demn, un om sfânt, care nu era calificat ca mine pentru și eu atunci am spus eu nu. Am spus Dumnezeu, stai liniștit că eu mă descurc. Un om ce asta la dispoziție. Da, sigur că da. Există foarte mult circulă ideea asta printre creștini că Dumnezeu pe unii i-ar folosi, folosi ca pe o schelă. Ce, ce te încuiește Dumnezeu ce? Nu, nu pricep asta cu schela, n-am auzit. Nici eu nu prea o pricep de aia, voiam să vă întreb pe dumneavoastră. Nu le-am Adică cu... sunt oameni care um, viața lor demonstrează abatere de la viața spirituală, de la Dumnezeu, dar Dumnezeu totuși, datorită unor abilități, îi folosește pe parcursul vieții, dar apoi îi îndepărtează de la fața lui. Nu cred așa ceva și nici n-am auzit. Cum? Adică să... Hai să nu umblă cu prostiști. Dumnezeu are principii foarte clare. Uite-te la Domnul Isus Hristos și la formarea ucenicilor, da? Când unii ucenici pleacă, că nu le convine ceva. Domnul nu plânge de ăștia să rămână. Ce voi mai stați sau plecați? care e problema? într-un fel mă uimește Dumnezeu, vezi că Dumnezeu nu-i presat de timp și de toate ca noi, Dumnezeu scoate poporul din Egipt, ăștia fac niște figuri și ce spune Dumnezeu lui Moise? De deci ce termin tot și încep cu tine de la capăt și ridic o nouă națiune? care e problema? Dumnezeu se descurcă și cu un om, n are nicio problemă. Nu, eu cred că noi suntem un pic paralel cu lumea lui Dumnezeu. Nu știu unde, ce s-a întâmplat. Eu mă gândeam zilele trecute la două variante. Ori Dumnezeu e atât de bun că o să ne bage la grămadă pe toți acolo și bun și răi și atunci o fi raiul plin cum ne-l imaginăm noi, ori dacă e cum mai citim noi așa că Dumnezeu e sfânt și privește lucruri cu seriozitate, tare mă tem că o să fie un ciur foarte interesant și s-ar putea să fie o selecție foarte interesantă, știi? Și să nu cumva să fim mulți dintre noi care, Doamne, dar n-am fost noi pe acolo, nu, să spun, niciodată nu v-am cunoscut. Încă o dată, eu nu vorbesc despre lucruri pe care nu le putem face. Ce mă deranjează este că putem să ajungem în situația în care nici măcar nu ne mai interesează, nici măcar nu ne mai frământă. Convingerea mea este că atâta vreme cât încă mai există o frământare în noi, e un semn bun. Că mă mai interesează, mă, oare sunt în voia lui Dumnezeu? Nu sunt, mă mai cercetez, mai vreau să mă îndrept, mai plâng un pic, mai încerc să... Încă este un pic de semn de viață. Mă tem de partea aceea la care sunt mulți. A, bă, frate, m-am nu duc lipsă de nimic, sunt ai lui Hristos, Hristos. Acolo mă temește. Și atunci am permit orice pentru că probabil să a ieșit aspectul ăsta că am luat din Biblie doar aspecte adevărate, dar care ne plac. Știi, Dumnezeu nostru nu obosește iertând, Dumnezeu nostru este bogat. Dar aceeași Biblie are versete în care spune Dumnezeu, m-am săturat, îmi pare rău, nu mai suport, asta nu ne mai interesează. Iar dacă, dacă nu ne-ar interesa doar veșnicia, noi așa, așa, avem un, nu știu dacă și alții sunt, dar noi românii așa avem un spirit din ăsta de profitori, pe noi ne interesează cerul, știi? Să prindem noi acolo la mansardă bine, dar până acolo să ne ducem noi pe unde ne place nouă, acolo să fim la verdeață, că la noi raiul e tot verde și cu copaci mioritic. Pe de altă parte, dacă noi am privi relația cu Dumnezeu, relația cu Hristos, Păi ce relație asta că nu mă interesează să-i fac bucurie lui Dumnezeu? Să nu-i produc nicio întristare în fiecare zi, numai la final să fiu cu el în barcă pe când bucuria ar trebui să fie bucuria că sunt al lui, bucuria că pot să fiu în voia lui, bucuria că pot să fac ceva pentru el. Ne trimitea un coleg, noi mai ținem așa legătura câteodată, măcar printr-un grup de WhatsApp, și un coleg spunea, chiar ne dădea zilele trecute, pasajul acela din Iov, și spunea, Dumnezeu chiar ar vrea să se mândrească cu noi. Știi când spune Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu Iov. așa înțeleg și eu, nu că îl întreabă pe satana că știi de Iov, adică toată lumea știa de Iov. Dar cred că este bucuria aceea a părintelui, știi, când copilul tău cânta la pian, o și foarte bine și zici, frate, eu că l-ai văzut pe ăla, dar prin hară Domnului, stata lui, ea meu, știi? E bucuria aia nevinovată, adică ea meu, fratele meu. Ei, câți creștini se mai trezesc cu, cu gândul acesta? am un Dumnezeu mare, vreau să-i fac azi bucurie, destul îl fac să plângă, știi? Vreau să trăiesc sfânt, curat, pentru că Dumnezeul meu merită și toate celelalte. Aici mi se pare esența, știi, umblării cu Dumnezeu, nu că la final îmi dă Dumnezeu merge de să nu-mi dă barca dincolo, o să nu-mi dea, că asta e cerul, știi? Atunci chiar e numai o chestie de interes. Făceați dumneavoastră legătura aceasta între slujire și veșnicia noastră. Care credeți că sunt legăturile sau cum ar trebui să, raportăm, să, ne raportăm noi la slujire atunci când ne gândim la veșnicia noastră? Slujim ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Nu. Deci noi slujim ca să fim premiati. Noi, nu, în din... împărăția lui Dumnezeu ajungem mai prin har. Nu, nimeni nu intră în cer prin Punct. Noi slujim pentru că am primit har slujim datorită faptului că Dumnezeu ne a transformat, că ne-a altoit, indiferent ce vrem să folosim. O altă motivație, dacă vrei, ar trebui să slujim pentru cunună. Deci mântuirea este prin harul lui Dumnezeu. Punct. Exact. Nu, nu avem. Dar cununa este pe merite, pe fapte. Și atunci, și aici Mântuitorul spune foarte clar, că, când întreabă ce răsplată vom avea, uite, o să aveți asta, dar toți cei care muncesc, și avem pilde cu robi, cu poli și toate celelalte, e, unii imediat ne-ar putea ataca, a, vreți cu nună? Da, vrem cu nună, de ce? Pentru că mirele nostru vrea cu nună. Vedeți, dacă vorbim de relația mire-mireasă, eu fac comparația aceasta pentru că o face Scriptura. Să zicem că te-a binecuvântat Dumnezeu și ești cel mai tare om de afaceri din România, da? Și creștin, da, creștin cel mai tare de afaceri. Și ai găsit o fată, ea așa, modestă, da, curată, credincioasă, și tu, pe motive, așa spui, să fii mireasa mea, da? Bun, stai să gândești, ea. Și vine la tine și spune, auzi, uite, eu vreau să fiu mireasa ta da, și o să fiu și o nevastă supusă, dar să stabilim niște lucruri. Primul, începem cu nunta nu cumva să-ți treacă prin cap ca la nuntă eu să port nu știu ce rochie. Că eu vreau să arăt că sunt foarte modestă și am găsit prin doi pe la bunica o chestie, o rosă un pic oșoarece, dar o cârpesc eu, o spăl și eu o să fiu smerită. Păi eu știi ce a spune? Fată, tu ești mireasa mea. Tu la nunta noastră. Nu vii cu bunica și cu sfintele moaște. Deci tu, păi, dar tu gândește-te la mine. Tu, tu știi că eu sunt cel mai tare om de afaceri din România. Ce zice lumea despre mine? Bă, nenorocitul ăsta, zgârcitul. Nici la mireasa lui în ziua anunții nu i-a putut cumpăra o rochie. Păi nu i și lui Isus. Știi cum ne imaginăm veșnicia? Apare și iuga în cer, știi? Să uită îngerii, vor să mă fugărească toți. Isus, știi că avem noi și poezii. Lasă-l și pe prăpăditul ăsta, da, zdreanță, se ia meu că l-am salvat pe Golgota. Păi Hristos spune, verile când te prezinte înaintea Tatălui, eu vreau să fi curat, imaculat, dar toate astea sunt pe cheltuiala lui Isus. A, nu, eu vreau să-i salvez averea lui Isus. lasă să cheltuiesc unde mă lasă Isus. Deci puterea lui, înțelepciunea lui, harului, să nu fac eu economie de harul lui Dumnezeu acolo unde el spune să investesc. Deci, pe de o parte, în cer, mă prezint cum vrea mirile, nu cum vreau eu. Că e nunta lui și dacă nu mă prezint în condițiile lui, sunt out, da? Deci ăia, știi, nouă nu e trebuie haină de nuntă. Hai să zicem că au fost figuri de ăștia care nu s-au dat mari. Și au spus, auzi, dar noi nu vrem să-și facă împăratul cheltuială cu noi, noi și cu țoalele noastre. Împăratul a spus, dar nuntă la mine, eu cheltui, dai meniul meu, sunt hainele mele, voi fără, afară, lasă cu ea, da? Deci să nu fim noi așa de bonomi aici. Al doilea lucru, cred că ați observat în scriptură că toți cei din glorie care au cununi fac un singur lucru. Le aruncă la picioarele celui ce stă pe Mi-a plăcut mult. Bun. Uh, și atunci eu am așa o, o, o imaginație. Nu, nu o să fie. Dar imaginează, știi că am stat la rând. Acolo nu o să stăm la rând. Și te uiți, știi, merge Pavel, primește cu una, merge Petru, primește cu cununa. Dar știi ce face fiecare? Deci eu așa, ce mi-aș dori? Mi-aș dori să ajung acolo, să am o cunună mare, frumoasă. Și să se mi-o pună Domnul, că ți-o pune Domnul. Dar în momentul în care ți-o pune Domnul, știi, o iei, te uiți la ea, vezi că e de frumoasă și atunci faci o chestie de bun simț. Spui, Doamne, dacă nu mă salvai Tu, dacă nu mă țineai Tu, dacă nu-mi dădeai Tu har, dacă nu-mi dădeai sănătatea, ta. eu nu eram nici aici, nu aveam nici cunună în mod corect. Cu una îți aparține. Bun, întrebarea mea este, dacă noi nu plătim prețul, ce închinăm lui Isus? Da. Deci te duci într-o lume de sfinți care toți ei vor închina ceva lui Isus. Și eu ce închin lui Isus? Deci, lumea lui Dumnezeu nu suntem noi. Ca noi să decim în lumea lui Dumnezeu când ajungem și ce facem și cu tare, lumea lui Dumnezeu e a Lui, acolo ajungem cum vrea El cu ajutorul lui, acolo să ajungem cu cunună cât mai mare, să o închinăm lui și să slujim aici, că toată viața îl vom sluji dincolo. Știu că e o perspectivă un pic diferită, știi, cum mi-a mai zis unul, că voi verele, pe trebuie să facem o revoluție. Păi eu zic mai bine revoluție decât la Cazani, știi. Frate Viorel, ne puteți explica versetul din epistola lui Iuda, unde um, apostolul spune astfel, Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i smulgându din foc, de alții iarăși fie vă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Așa, și ce să explic eu cu să-i smulgeți din foc sau cu cămașa? Da, să-i smulgem din foc chiar urând până și cămașa mânjită de carne. Expresia da. aceasta în mod deosebit. Da, este... M-am uitat peste comentarii, dar poate pentru publicul larg. Te-ai uitat și pe alte traduceri? Uh, nu. M-am uitat, m-am uitat, dar. Dacă te uiți pe alte traduceri, o să-ți dea un pic cu altă nuanță. Cum să spun? Luăm prima parte, care e foarte simplă. Da. Cât ține de noi, ar trebui să facem tot ce putem să-i smulgem pe unii care nu sunt unde trebuie. Căutăm. Nu înseamnă că vor reuși, da? Este mereu ideea asta în scriptură: tu care ești duhovnicesc, ajută-l pe celălalt să se ridice, ia seama aici ca să nu intrăm acum că e târziu și toate celelalte m-aș duce pe un principiu general dacă mergem pe interpretarea asta fă lucrul ăsta chiar dacă trebuie să plătești un preț chiar dacă cumva trebuie să renunți la ceva ca să-l salvezi pe altul merită pentru că e fratele tău dar când e vorba de renunțare, nu mergem la renunțare la lucrurile sfinte putem renunța la mofturile noastre, la confortul nostru, putem merge pe o chestie simplă, ar putea veni cineva și spune, știi că e Apostolul Pavel într-o altă, nu la asta se referă aici, dar o să dacă pentru fratele meu trebuie să nu mănânc carne, cât de mult mi-ar plăcea, uite de dragul fratului meu, renunț o la fleica aia, că fratele e mai important decât fleica, știi? Deci, dar e clară ideea de a ne implica în salvare. În finalul acestui prim. Dar eu, eu aș vrea podcast. să spun ceva. Că avem o datorie față de cei care ne urmări. Dacă ne urmări cineva, dacă nu, am avut un timp frumos, am vorbit și. Uh, nu, nu toată lumea e neagră. Tocmai, a, deci, la acesta da, v-am spus în evidență. Eu, uh, uh, e bine, înseamnă că zici ce tu, zic și eu. Uh, și eu știu oameni și voi știți oameni și eu circul un pic prin lumea asta și am o mare bucurie că se poate. Deci sunt tineri care trăiesc serios, nu desăvârșiți, dar trăiesc serios, sunt aproape de Dumnezeu, citesc Biblia, se roagă, plătesc prețul, știu să slujească. Sunt familii care trăiesc cu seriozitate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți slujitorii care au trăit o viață serioasă și pot să trăiască serios și ne rugăm lui Dumnezeu cât mai mulți, noi ne bucurat toți să închei cu seriozitate, pentru că și aici este problema, începutul, știi, sfârșitul, și vezi că Biblia spune, uitați-vă la finalul viețuirilor și urmați-le credința, urmați-le părțile pozitive, nu anumite greșele omenești. Așa că nu avem nicio scuză, din potrivă, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și Dumnezeul care a fost din generație în generație cu ai săi. Este Dumnezeu care ne-a ajutat și pe noi, vă va ajuta și pe voi. Deci, dacă mă refer la viața mea, nu, dacă o să zic asta, deja i așa aud pe unii cum mă întâng, știi? Eu puteam să fac enorm de multe greșeli. Nu le-am făcut pe alea pentru că s-a întorat Dumnezeu de mine. Am făcut greșeli când, nu știu, ori m-am încăpățânat, n-am fost suficient de atent la voia lui Dumnezeu și sunt sigur că voi mai face că așa suntem. Nu că vrem accidente sau neatenție sau alte lucruri, dar eu sunt convins că deasupra tuturor lucruri avem un Dumnezeu credincios. Dar Amin. măcar la noi să fie bunăvoință. Adică să ne dorim, măcar să ne dorim, iar unde Dumnezeu ne cere ceva să nu aruncăm înapoi la el. Ne cere Dumnezeu ceva să spun, Doamne, am înțeles dacă mă ajuți, măcar să discutăm sincer cu Dumnezeu, să fiu, Doamne, Tu știi când mă duce pe mine mintea, dar dacă Tu îmi dai înțelepciune, voi fi înțelept, dacă Tu îmi dai putere, o voi folosi corect. Asta așteaptă Dumnezeu, ce ne oferă El să folosim corect. Pentru că timpul a trecut atât de repede și mulțumim Domnului că ne-a dat oportunitatea aceasta să vă avem ca invitat. Aș vrea totuși în scurte cuvinte, pentru că eu mă bucur de mult de prezența dumneavoastră și de experiențele pe care le aveți și le-ați avut cu Dumnezeu. Poate în scurt de cuvinte să mai oferiți, nu știu, câteva fraze, sfaturi pentru tinerii care vor să se căsătorească și pentru cei care s-au căsătorit. Ce i-a sfătuit dumneavoastră să caute cel puțin în perioadele acestea? Pentru cei care vor să se căsătorească în funcție de vârstă. Dacă sunt la o anumită vârstă, să-și bage mințele în cap, să nu se uite după fete, după băieți, să se implice în biserică, să înceapă o relație cu Domnul, să întărească relația cu Domnul, să se bucure de tot ce oferă Biserica și Hristos și când o să vină vremea înspre căsătorie, atunci să se gândească și la lucrurile astea. Pentru cei care sunt la vârsta căsătoriei, să nu fie timorați. Deci, până la urmă, nu luăm o decizie singur. Dumnezeu este de partea celor sinceri, că sunt unii care sunt groziți, aud numarele și nu am mai însor, nu am mă mai mărit viacă ce se poate întâmpla. Nu mai. Dumnezeu este de partea ta. Pentru cei care sunt foarte relaxați, că lor o să le iasă oricum, au fost alții relaxați înaintea lor și le au ieșit oricum. Adică, chiar interesant, da? Deci ne ferim de extreme. Ne păstrăm în curăție, stăm în voia lui Dumnezeu, căutăm sincer voia Lui și sigur Dumnezeu ne va descoperi. Pentru cei care s-au căsătorit, să le intre în cap că s-au căsătorit. Deci nu mai poți ca și căsătorit să ai viața de burlac și de burlăciță, te-ai căsătorit, ți-ai asumat. Acum ai bucuriile vieții de familie și sacrificiile vieții de familie. Deci eu mereu le spun să aleagă între binecuvântările famenului și a familistului, știi, ca să fie cu fânt. Sunt binecuvântați și cei singuri, sunt binecuvântați și cei căsătoriți. Dacă cineva mă întreabă care sunt mai mari binecuvântări, eu le spun așa, 27 de ani în viața mea, cel mai frumos pentru mine a fost necăsătorit. Cu lacrimi, cu bucurii. De ce? Că Dumnezeu a vrut să fiu necăsătorit. De la 27 încolo, cel mai frumos a fost căsătorit, cu bucurii, cu greutăți, că așa mă vrea Dumnezeu. Cel mai frumos este în voia lui Dumnezeu. Și atunci cauți voia lui Dumnezeu. El te vrea să îl slujești la singular, te bucuri acolo, nu intri în depresie, că vai ce s-a întâmplat, că Dumnezeu este cu tine și poți fi folositor împărăției, te-ai căsătorit, bucură-te și de nevasta tinereții tale și de toate celelalte lucruri, dar nu uiți că până la urmă e aparții lui Dumnezeu și lucrurile trebuie făcute frumoase în primul rând în fața lui. Doamnește. Frate Jurel, câți ani de căsătorie aveți? Din 89 contează cât îți Nu mai fac calcule Din 89 e ok. Deci n-a fost doar o revoluție în 89. A fost și... a fost mai multe revoluții. revoluții. Au fost mai multe revoluții. Câte, câte cărți a scris pe tema aceasta de familie, de, nu de știu. relații? Nu știți? Nu știu, da. Am scris câteva, dar nu... Că nu le scriu la normă și nu... Cum ați găsit timp să scrieți atât de mult? A, bun, acum în timpul liber, că păstori nu prea au ce face și atunci în timpul liber mai folosim și noi. Mai... Fiecare carte e o experiență în sine. Eu n-aș putea rescrie nicio carte. Toate au avut vremea lor. Interesant că am unele începute de ani de zile, nu știu dacă le voi finaliza vreodată. Așa, ce să zic? Aici eu spun așa foarte sincer, harul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu m-a putut ajuta pe mine, vă poate ajuta pe oricine. Am auzit că lucrez la o carte. Încerc să văd dacă. Am așteptat să împlinesc vârsta de 40 de ani. Am înțeles de la oameni mai înțelepți că la 20 de ani trebuie să fii frumos, la 30 de ani trebuie să fii puternic și la 40 de ani, atunci, abia atunci pot să vorbești despre înțelepciune. Am crezut că o să vin așa înțelepciunea, dar ea vine progresiv, în da. E, nu, e și bun, un dar, ac e și ac un dar, înțeleg, de, Depinde, eu. da, dar depinde și ce îți propui. Eu sunt uh, omul lucrurilor simple și practice. Și nu văd asta nici ca plus, nici ca minus. Asta este chemarea mea. Sunt oameni care, știi, sunt ăștia cu toate chestiile că trebuie să pună toate virgulele, și nu știu ce și să facă e darul lor, sunt alții care, nu știu, darul lor este critice, dar nu știu ce l-a dat. Și atunci, pentru mine, e mult mai ușor să vin pe lucruri practice, să spun ceva practic. Știi? Și partea cealaltă, de asta nu știu pe ce scritul, să, în momentul în care îți propui în cărți să explici cartea, e mai simplu, știi? că ai cartea și stai la dispoziția lui Dumnezeu și explici. No, dacă trebuie tu să visezi, să inventezi, să nu știu ce, astea mă depășesc. No, nu, nu, nu sunt acolo. Mă înțeles. Vă mulțumim foarte mult, frate Viorel. Domnul Sperăm să, să mai veniți la București. Promitem că da, nu mai... Vă rog, țineți masa să da. Masa o să o mutăm. Depinde da. unde o să regăsiți da, da. pe atunci. Suntem în demersuri să lărgim spațiul de închinare unde ne întâlnim acum. Suntem în două locații datorită traficului din București. Cei care locuiți în București cred că știți foarte bine lucrul acesta. Dragilor, încheiem aici primul podcast. Am încercat să acoperim mai multe sfere. Sper să fi reușit. Mulțumim fratelui Viorel pentru sfaturile excepționale pe care ni le-a oferit în seara aceasta. Mulțumesc din suflet lui Beni. În jurul mesei s-au născut cele mai interesante dezbateri, cele mai frumoase experiențe de viață au fost prezentate și tot în jurul mesei s-au legat cele mai frumoase relații de prietenie. Chiar ne bucurăm de acest timp foarte benefic pentru noi și foarte frumos. Acest timp de două zile pe care l-am petrecut cu dumneavoastră, v-am văzut desiori în activități publice și când ați fost președintele Uniunii Baptiste, v-am ascultat discursurile pe care le-ați avut acțiunile importante, am ascultat predici, am ascultat conferințe de familie, vă cunosc de mulți ani și mă bucur că avem posibilitatea și că am avut posibilitatea să fim împreună. Dragilor, pe data viitoare, las pe Beni, am uitat să-l prezint la începutul acestui podcast, noi vom fi împreună în fiecare episod. Doamne ajută, Doamne de izbândă, Beni! Dragilor, îi mulțumim Domnului că până aici Ne-a purtat de grijă Cred că împreună vom face uh, lucrări mari De aceea, rămâneți aproape de noi Pentru că vrem să Aducem în locul acesta oameni binecuvântați Oameni care au trăit Niște experiențe atât de frumoase Și atât de memorabile cu Dumnezeu Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta Și să ne dea propășire Doamne ajută, mulțumim și prietenilor noștri Care stau în spatele camerelor acolo Este destul de târziu în București uh, Mulțumim pe data viitoare